Băi, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de CS1.6 mod CSGO. Suntem pe serverul meu csgo.delegenda.ro. Suntem aici alături de șeful vostru Bogdi HD, frate. N-am mai filmat actualul Bogdan TV. Bogdan TV, da mă, ți-ai schimbat numele, de ce? Pentru că mi s-a părut un nume de copil. Când am creat canalul, nu mă gândeam că o să ajung cu el așa sus și am zis, bă, trebuie să fac ceva business, adică business, să fie cât de cât normal și nu știam, prima dată am vrut să pun numele meu și am renunțat la tema asta. Da, mă, băieți, în caz că nu știți pe Bogdi, ca să facem așa un rezumat pe scurt al poveștii lui Bogdi, s-a lăsat de YouTube, cel puțin de canalul mare de YouTube și s-a apucat de unul nou. A luat-o de la început și nu prea a ieșit și s-a reapucat de acest canal cu 9000 de abonați. Ia zi-mă, Bogdi, ai revenit pe YouTube, bă? Bă, aferent, da. Deci, se vede cât. Aveți link de la canalul lui în descriere, mergeți pe el, dați un subscribe, o să vedeți videoclipul și din perspectiva lui. Și da, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să apăsați pe clopoțel. Hai să ne jucăm. Mai știi să joci? Ia zi. Bă, sincer să spun, nu mai am aceleași skill-uri și plus de asta m-am obișnuit mai mult acum pe CSGO. Zici că-s paletă pe 1.6, așa că îmi cer scuze dacă joc ca Cisma. Eu încerc cât de cât să fiu relativ ok, dar nu. Da, și mai eu m-am apucat mai mult pe CSGO așa. Mă joc competitiv, de asta. Ce rank ai pe comp? Bă, deocamdată din ce mi-au dat când am mai jucat de mult, aveam Silver Elite Master. E bine. Și da, cred că mai trebuie undeva la un win și cred că fac golul nou. Eu sunt MG1. Op. E bun. E chestia că nu prea mai jucat, cred că am vreo lună jumate pauză. Da, mă, și ce jocuri faci acum? Ce jocuri o să faci pe canalul? Bă, ăsta? Cam de toate, adică exact ce a fost și înainte. Cred că o să pun undeva pe săptămână, undeva pe la vreo 3-4 zile de CS1.6. O zi de CSGO, o zi de un joc de ăsta gen GTA 5 sau depinde ce chef mă ia, habar n-am. În principiu cam aceleași, doar că încerc să diversific mai multe episoade, gen să nu pun aceleași mereu de fiecare dată, dar mă gândesc când o să fiu mai activ, cred că o să pun în fiecare zi cât un episod de Counter-Strike 1.6 și după aia... Așa m-am gândit și eu, dar nu doar prea am timp. Ai, dacă aș avea timp și mi-aș dedica, să zic, nu știu, vreo 4-5 ore canalului măcar zilnic și fără să fac absolut nimic pe lângă, gen viață socială sau ceva prin casă, da. Dar așa, nu știu, nu cred că m-aș vedea. Dar tu stai singur acum? Momentan stau cu părinții, am fost singur când m-am fost mutat în București. Și cum a fost? Trebuie să... Bă, super fain experiența, deci e super șmecher să stai singur. Doar că dacă ești singur nu prea mai ai timp de absolut nimic, că na, faci de mâncare, mai, na, acasă la părinți, mai mami îți face mâncărică, da, mă, da, da. Știi? Dar într-un fel e fain, adică mi-a convenit și chiar m-am simțit super bine și chiar am de gând să mă mut și singur, dar cred că undeva aici am dat. Nu mai... E fain la Brașov acolo, e fain, nu? Bă, super, super. Deci n-aș da județul ăsta pentru nimic în lume. Hai că am înțeles. Nu, acum depinde de fiecare, din perspectiva fiecăruia. Da, mă, băiți. Poate sunteți care nu știți cu Bogdi. Am mai filmat în trecut cu el, am mai făcut live-uri. Da, da. Bă, chiar o să facem și noi odată un episod ăla dual face-in sau un live. Da, sau un live de la amândoi. Facem, da, să-mi iau și eu face-in. Chiar am vrut să întreb, nu? Te bate gândul să-ți iei. Ba, da. Dar nu știu ce să-mi iau, facecam sau scaun. Da, nu știu, stai prost la calculator. Trebuie acum scaun. Chiar nu doare spatele, serios. Eu, oricum scaunul a fost așa de fițe. Nu l-am luat ca să-mi iau ceva. A fost acolo să fie, na. Na, mă, doare spatele, ești bun. Nu îmi place, e jale, frate. Am spătat ăsta de lemn, mă rupe. Și plus că... Astea în timp se strică, deci nu au calitatea pe care... Da, da, na, totuși, e mai confortabil. Nu? Bă, da, deci... Bine, mai mult l-am folosit la filme. Deci mă las pe spate și mă la filme. Eu pot să mă uit de pe canapea, n-am treabă. Bine, și eu pot să mi-l mut, dar... Crede-mă că aici am spațiul ăsta pe care l-am aici, pentru calculator.
Da. Și ce scaun de gaming ai? De la NASA. NASA? Da. Cât ai dat pe el? 400. 400 de lei? Da. Ia auzi. Și din ce material e făcut? Dracu să-l ia. E din textil? Piele, ce? Piele, da. Am înțeles. E bine, cred că sunt din primele scaune care au apărut. Dar, bă, să știi că eu sunt mulțumit. Dacă ești mulțumit, e bine. Și webcam, ce webcam ai? Am Logitech cu 920? Așa. E, bă, la vrea să-mi le și eu. Ăsta l-am primit, adică l-am primit cadou de la Mirela de când pusem episoadele de atunci. Mhm. Și cu ăla am rămas și n-avea rost, adică webcam-ul încă e bun, adică n-aș vedea de ce l-aș schimba. Dacă e să-mi iau PC-ul de streaming, atunci da, o să-mi iau și o cameră sau pun camera video și atunci o să pot să-mi fac. Da, mă, dar deocamdată n-am visurile astea. S-a apucat și, Bogdi de serverul nostru, cică. Dar joc cam și înainte, chiar dacă nu filmam. Mai intram, dar foarte rar că nu aveam timp să intru la calculator, da, efectiv. Da, nici eu nu prea mai am timp acum, na. Cel puțin pe la de Go, cred că la două zile intram, sigur, pentru că mă jucam. La de Go. CSGO? Da. Dar intram foarte mult, foarte târziu, pe la, nu știu, 10 și un sfert, 11 fără. Mm-hmm. Mai prindeam eu ceva jucători, dar nu așa mult. Da. Da. Mă jucam, adică eram acolo. Mhm. Și eu cred că n-am avut data să nu mă joc pe serverele tale, adică... Ai de gând, te bate gândul să-ți deschizi un server, ceva? Bă, deocamdată nu. Iară ești cu... Ok. Hai că mi-a luat și eu un AVP. AVP bomb. Da, mă, băiți, vă aștept pe server dacă vreți să vă jucați, aveți IP în descriere. Doamnește. Da, cum? Ești cu mine în echipă? Hai să-i batem. Hai. Haide! Acolo, bă. Da, mă. Dar am văzut că mai făceai cu Minecraft, mai faci? Te vrei apuci de Minecraft pe canalul ăsta? Probabil. De când s-a apucat PewDiePie cu Minecraft-ul, mi se pare că e mai popular ca Fortnite acum, nu? Sau? Bă, ala a scăzut din cauza că a făcut foarte multe update-uri. Da, mă, face update-uri în fiecare zi, mă, deci dacă nu mă jucam o săptămână, gata, trebuia să aștept 50 de ani să se încarce, nu știu ce update. Păi da, mă, dar... Deci este că face atâtea update-uri și au băgat foarte multe chestii care nu le vedeam rostul. Adică ce, da, să pun bill aia care se învârte. Bagă de-astea ca să atragă playerii, știi? De asta. Da, mă, dar au băgat foarte multe dezavantaje. Na, nu știu, nu mă ești când m-am lăsat. M-aș ca și eu puțin așa, dar nu, era de mine. Când îi vedeam pe ăștia cum construiau, cum ziceam să învăț, să construiesc, să pula mea, am zis că lasă, dă-l dracu, să pierd timp. Da, și mai ales că se bazează pe construire. Da. Dacă nu construiești, ești mort, n-ai ce să faci. Știu. Bine, dacă te joci din sezonul 1 sau așa, dai seama că ești as, da. Degeaba, dacă n-ai antrenament, degeaba. Da, trebuie să joci zilnic, să faci. E jale, mă, m-am lăsat de lec. Nici una mai. Da. Poate mai filmăm, facem un live, ceva? Păi facem, eu sunt oricum a... Suntem vacanță. Eu nu știu. Nu prea am timp să filmez. Mamă, e jale. Și nu prea am idei, știi? Trebuie să ai și niște idei. Da. Auto-l pe ăla, bă, stai pe bloc, firei al drecu. Nu, hai că m-a spart. Băi, am dat 107. Da. Cât eram? 107? Mhm. Că care VIP. Da, eu am văzut că se resetează DMG-ul ăla din...
Ce damage? Ăla de pe mijloc. Nu știu. Că ajunsesem la 900, după aia iar îmi plecase de la 0. Păi da, că gen depinde dacă trage acum două gloanțe și peste 2 secunde încă două gloanțe, știi, cam așa e. E ciudat. Au. Ua. A chiar dat ăla. Eu să la m-a spart. L-ai secat pe unul. Oleu, mamă. Mă vânează ăștia ca pe șobolani, ești nebun. Păi nu cum, așa și trebuie. Așa și trebuie, a? Păi nu. Da, mă. Sper că nu sunt cudați la ora asta, e 11 noaptea. Mamă, i-a dat lui Cătălină la iară. Da, unde? E iar pe bloc. Era, la pe mijloc, acolo. Și ultimul squadra. Unde sunteți, băieți? Bun. Da, mă, băieți, să facem în seara asta un live. Nu știu, mă gândesc cu ce să fac. Vedem noi. Deci fiți pe fază. Adevărăciune. Sper să am și timp, că am de învățat. E jale. Da. Jale, tu ai scăpat, nebunule. Da, la, hai să ridim la câmpuț, nu-i azi. Da, go. Crede-mă că aș vrea să am timpul ăla pe al vostru. Gen să stau vara. Da, se vede la școală. Da, cu haide. Uite-l pe ăsta cum trage, bă. Și tu ca ce ai lucrat, mă, Bogdan? Boschetarul afară. Cel mai ușor, operator în call center. Adică dacă sunam la nu știu ce firmă, răspundeai și tu și mă ajutai sau așa sau cum e? Da, ceva de genul. Depinde acum pe ce proiect picam. Am lucrat pe mai multe proiecte. Ca și la Orange. Și la Orange? Da. La OPC n-ai lucrat? Sau la Acta? Firmă de internet? Bă, nu, dar e același lucru, adică gen cred că toate se pupă la fel. Păi și la Orange, la ce? La internet? La... Eram pe sesizări. Ah, dacă deci... aveai probleme cu abonamentul, eu ți le rezolv. Cu abonamentul sau cu internetul sau? Toate, ce aparținea de Orange. Aha. Și tu erai... Da, bine, eram pe partea de e-mail, da, eram pe partea de e-mail. Deci tu îmi trimiteai e-mail cu problema ta, eu îți rezolvam. Ah, deci nu vorbeai gen vocal. Nu, bine, am fost și pe partea asta, dar m-am mut. Și unde era mai bine? Îți dai seama că la e-mail că puteai să-ți faci treaba. Da, corect. Da. Na, acum fiecare trage unde-i place. Și primeai multe mesaje, sunau mulți. Oh, oh, păi făceam undeva la vreo 400 de probleme. Ma. Pe zi. Pe zi. Și eu lucram 30 de zile pe lună. 30 de zile. Și salariul cum era? Era ok? Da. E bine, mă. Și ai de gând să duci tot acolo sau? Vrei altceva? A, nu, caut în altă parte. Dar nu o să lucrez în toți anii în call center. Corect. Da. Te găsesc vreun loc de la de muncă tort și pe trebuie să mă gândesc eu ce fac cu viața mea după liceu. Că zic eu cu asta. O să zici că vrei înapoi. Da. Luați-mă înapoi, rămâne pe tent. Mă luați-mă. Da, mă, băi, ce să mai zic, cam atât a fost cu acest episod. Cu domnul Bogdi HD care a revenit pe YouTube, după cum puteți vedea. Bine, nu-i mai zicem Bogdi HD, zicem Bogdan TV. Mai nou. Uite la prima. Da, o să aveți link-ul de la canalul lui în descriere. Dați un subscribe acolo să îl motivați să posteze cât mai des. Deci, da. Da, da. Da, da, da. Deci, da, mă, băi. Am fost aici pe serverul csgo.legenda.ro, o să aveți prin descriere, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să apăsați pe clopoțelul, subscribe și la Bogdi, până data viitoare. Am fost Alogen, autor de Bogdi, nu, de Bogdan TV, nu uitați de like, share, subscribe, pa, pa!
Iată. Hai că e și bine.